După aceea, când a plecat la Viena, eu am plecat acasă și când a plecat la Viena, că eu zic, măi, Aurel, e bine să pleci singur, nu trebuie să fie cineva cu tine. Zice, nu, că doar mă operează, doar am fost de atâtea ori și am venit înapoi. Zice, nu, că mă duc, m-am obișnuit, nu e nevoie de nimeni cu mine. Și m-a sunat de la aeroport și zice, eu acum decolez, plec la Viena. Zice, el nu se gândea la persoana lui că suferă, că pleacă la interviu sau ce. Zice, aveți grijă de voi la țară, plouă, să mă îmbrăcați bine, să nu răciți. Lemne ați făcut? El nu se preocupa de el, de noi. Ne-am întâlnit în Viena, pentru că el se trata acolo la o clinică privată, după cum bine știți, și am reluat legătura cu el și văzându-l în ce stare se află, necunoscând limba germană, eu având un pic timp în Austria, am hotărât de comun acord să-l mai însoțesc la clinica unde făcea tratament. De ce Aurelian se ducea singur la Viena să trateze? Pentru că nu putea să meargă nimeni acolo cu el. A preferat să vină singur la Viena pentru un simplu motiv. Nu a dorit să își împartă necazul și viața privată și personală cu nimeni din cei apropiați. A crezut că luptând de unul singur va putea ieși din această problemă. Nu a vrut să necăjească pe nimeni din cunoscuții și apropiații lui. Știu foarte bine ce vorbesc, pentru că am stat de vorbă ore întregi și chiar îi spuneam, uite, atâtea cunoștințe din muzica populară și atâția prieteni, soliști pe care tu i-ai ajutat și nu și-a dorit niciodată să fie cineva aproape de el în momentele critice pe care le-a avut. Cu 5 zile înainte de a muri, practic, văzusem o postare de-a lui, acum nu mai știu exact despre ce e vorba, dar probabil referitoare la, uite, aici va fi locul meu de veci, ceva de genul. Și nu mai vorbisem de ceva timp, meseriile noastre ne ocupam mult timp, e știut faptul că Aurelian muncea foarte mult și pleca prin țară, își ocupa timpul cu munca în televiziune. Și l-am întrebat, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Fix cu 5 zile înainte. Și zice, nu sunt bine deloc. Doamne, zic, cum nu ești bine? Ce se întâmplă? Te rog frumos, îți voi spune, dar te rog frumos, ca tot ce a vorbit noi, tot așa să rămână și acum între noi. Și atunci mi-a spus că are cancer la pancreas, în stadiul 4. Și zic, e grav? Foarte grav. Mai grav de atât nu se poate. Și am propus să vorbesc cu soliștii și să adunăm bani, pentru că, na, știm cu toții, o operație, numai când auzi de mers la Viena și cancer în stadiu 4 și e ceva foarte grav, e nevoie de bani, ca în orice situație de genul ăsta. Și a zis, nu, la soliști nu vreau să apel. Eu asta i-am propus și acum poate îmi pare rău, dar în alea 5 zile nu cred că se putea nici strânge atât de mult, nici să se mobilizeze cineva și să strângă. El avea nevoie de 100.000 de euro, mi-a spus, și avea din ei doar 50.000 de euro. S-a cazat la un hotel aproape de clinica privată unde el era înscris. Este o enigmă ce a căutat sau de ce s-a fi dus într-un hotel, pentru că Aurelian întotdeauna se ducea la clinică. Pentru că urma, în a doua zi, să meargă la investigații. Nici noi nu ne-am așteptat, nici el n-ar fi crezut și nu s-a așteptat că fatalul era aproape. Pentru că la câteva ore am fost sunați de profesorul doctor de acolo, de la clinica privată, și ni s-a spus veniți repede pentru că prietenul vostru a fost luat de ambulanță și este și foarte greu transportabil, deci a fost în stop cardiorespirator, sper să nu greșesc ce spun, cu o tensiune foarte mică și așa s-a întâmplat într-adevăr. Mi-a răspuns foarte greu la telefon. El a plecat cu gândul de
a face o cură de citostatice și așa mai departe. Și de fiecare dată, doar mi-a scris când a ajuns și apoi am încercat să-l mai sun, să mai vorbesc și nu mi-a răspuns decât pe la 12 noaptea. Marți, dar am vorbit cu el, era un pic incoerent. Da? A doua zi i-am scris, nu mi-a răspuns și la un moment dat, pe la 11:30, l-am sunat pe cameră video. Chiar în ziua morții, să spun așa, sau plecării lui, să sune altfel, prietenul lui apropiat și Ușor Iordan se afla la un botez în Spania și chiar eu i-am pus telefonul în mână să vorbească pe videocameră cu el. Și l-am întrebat ce face Aurel. Așa îi spuneam, cei apropiați. Ce nu mai fac nimic. Ce... m-au nenorocit cei de la București. Și da, de ce? Deci am făcut septicemie. Evident că atunci m-am cutremurat, că știu și eu ce înseamnă lucrul ăsta. Și eu să-l îmbărbătez, zic, stai liniște, peste cât ai trecut tu, treci și peste asta. Și la atunci a dat din cap. Ceva de genul că până aici a fost și mai mult de atât, că am chemat și un notar ca să fac testament. La momentul judecând acum la acest moment, nu cred că și-a dat seama că era așa de rău. Dar după ce au vorbit, cred că și-a dat seama din glasul lui, din greutatea vocii, pentru că nu mai avea această cursivitate de a vorbi, vorbea foarte lent și domol, era incoerent în vorbire, judeca foarte normal, știa ce vorbește, dar avea o greutate în a vorbi, o dificultate, să spun. I-am dat mesaje toată ziua. Toată ziua am dat mesaje, nu mi-a răspuns nici măcar la un mesaj și le vedea, asta mă durea, că în ziua de astăzi vedeți că pe telefoanele deștepte, să spun așa, da, se vede când cineva vede mesajul și tatăl meu îmi dădea sin, adică vedea mesajele respective și nu mi-a răspuns și mereu m-am întrebat și acum mă întreb de ce nu mi-a răspuns, măcar putea să-mi zică bine tati, stau aici sau orice, să am un ultim mesaj de la el. Își revine miraculos, pentru că și profesorul doctor spunea că la cap este integru și doar organele vitale sunt afectate din interior și la cap este normal. Și eu spunându-i că dânsul este o celebritate în România, atunci profesorul doctor a vrut și m-a întrebat și l-a întrebat prin mine dacă dorește să lase testamentul cuiva din familie sau dacă are familie, și atunci și eu am rămas puțin șocat, pentru că nu mi-a venit să cred că se poate într-o clinică privată o astfel de întrebare. Într-adevăr, la câteva ore, două ore, a venit un notar din Austria, de la Viena, și automat s-a intrat într-o altă legătură directă prin videocameră cu un notar din România. Da, este real, așa este. Mă gândesc că atunci când ești în ultimele momente de viață, ore de viață, ți-ai dori să ai alături oamenii pe care îi iubești extraordinar de mult. El nu a avut așa mulți prieteni, el avea câțiva oameni pe care îi iubea, apropiații lui, și sunt convinsă că și-ar fi dorit să-i aibă lângă el. Sunt absolut convinsă, adică oricine s-ar pune în locul lui, n-ar vrea să moară singur. Poate, eu știu, ținut de mână de cineva drag.
La aproximativ 2 ore, deja Aurelian Preda a plecat dintre noi. Singurele persoane care au fost alături de el, am fost eu, George Craioveanu și Marco, dar momentul când a decedat, nu, pentru că era pe aparate, și atunci profesorul doctor, văzând că nu-i mai oxigenează creierul, sângele, nimic, atunci a hotărât să fie scos de pe aparate, da. Eram amândoi, deci la momentul când noi am anunțat plecarea lui Aurelian Preda din această lume, eram amândoi. Chiar eu am vorbit cu cumnatul lui Aurelian Preda, pentru că l-am rugat-o pe soră, pe doamna Cati, să mi-l dea pe soțul la telefon, că am să-i comunic ceva. Și dânsul i-am spus, vreau să vă spun dumneavoastră că Aurelian a plecat, dar n-am știut cum să-i spun surorii lui să nu-i fac rău. Da. Amândoi am vorbit, tot timpul eram amândoi eu cu acest prieten Marco, din Austria, da. Pentru că noi eram un grup al nostru și atât. Cred că era translatorul băiatul și spune, zic, da, sora lui Aurelian, da. Doamnă, m-a luat așa cam repede și eu m-am pierdut, m-am și speriat un pic. Zice, fratele dumneavoastră, după cum știți, el trece datorită unor aparate. Să mai poate face nimic. Și în momentul ăla n-am rezistat să mai aud. Am început să urlu, să strig. Și a luat soțul meu telefonul. Și la 6:10 m-am urcat în mașină, așa cum eram de la lucru, și am plecat spre București. Am trecut cu BAF-ul, am prins BAF-ul imediat, am urcat pe BAF, am trecut dincolo, după ce am urcat pe autostradă, m-a sunat de acolo și ne-a spus cu părere de rău, la 18:10, exact în momentul în care am plecat de la mănăstire, el a plecat la Domnul. Primul meu gând când Aurel a murit a fost la Ana. A fost la Ana, normal, o durere foarte mare, pierderea lui, dar Ana Maria avea foarte mare nevoie de noi toți și mai presus de mine. Avea nevoie de mine, Ana Maria. În momentul când el a murit, primul meu gând a fost să mă întorc acasă la ea și să stau cu ea și să fiu aproape. A fost momentul cel mai delicat din toată situația, pentru că Ana de așa fusese într-un fel izolată, ca să nu-i se spună, deși telefoanele și veștile apăruseră pe Facebook, prin mesaje, și încercând să-i spun la un moment dat, și-a dat seama că vreau să-i spun lucrul acesta și a spus, spuneți-mi că nu e adevărat lucrul ăsta, nu e adevărat. M-am dus în baie, m-am încuiat în baia de aici, și baia mică, și am plâns. Mi-a luat telefonul, pentru că eram atât de disperată să văd, nu credeam, și eram disperată să văd ce se întâmplă. Intrasem pe Facebook, mă uitasem, măi, nu se poate. Și când am văzut că deja toată lumea știa, numai eu am aflat ultima și nu venea să cred de fapt că e adevărat, și că am plâns foarte tare, am ieșit, m-am șters pe față și am spus, bun, și acum ce facem? Și de atunci a început demersul cu plecarea la Viena și așa mai departe. Bine, nu am fost eu, a fost Cati în locul meu, dar ne-am organizat puțin. Da, noi din prima clipă, când am luat legătura cu familia, cu respectiv domnul Nicușor Iordan și sora lui Cati, am hotărât de comun acord și părintele Stares de la Dervent să așteptăm la aeroport venind la Viena, și de acolo, pe tot parcursul, până când dânsii s-au reîntors în România, chiar în acea seară, am stat de vorbă, am povestit, am pus cap la cap probleme reale de viață, în care el trebuia transportat, îmbrăcat, pentru că cei de acolo, de la clinică, nu ar fi știut să îmbrace pe cineva într-un costum popular, știți cum este. Și atunci am hotărât de comun acord noi să rămânem, să facem ce este de făcut. Vă spun eu, ce a rămas eu traumatizată cel mai mult, momentul când l-am găsit la Viena mort. Momentul acela când
am ajuns cu părintele și cu Nicușor. A căzut cea mai grea pedeapsă a vieții mele pe mine, ca să-mi găsesc fratele mort. Să-i iau lucrurile, să-i iau portofelul, să-i iau valiza, geanta. Avea o valijoară mică cu haine pentru că era foarte ordonat. Toate călcate și așa, să semnezi, să iei. Te duci, îl găsești în camera aia acolo. Ei lucrurile. Pentru mine a fost cel mai greu în viață, vă spun că un om normal nu ai cum să mai fii. Nu ai de unde. Ai momente când cazi. Cel mai greu moment. Și al doilea lucru ce m-a interesat, felul cum s-a dus, cu suferință, cu lumină, s-a întrebat, pentru că profesorul de la Viena, cu translatorul, a venit și ne-a explicat tot, am avut întrebări de pus, mi se pare normal. Și s-a întrebat dacă a suferit și a spus că nu, în somn, așa cum și-a dorit în cântece. Așa a murit în somn. Și în momentul când era la Viena, iar ce m-a mai, mi-a rămas mie în suflet, la două noaptea s-a auzit un telefon sunând, deci el a murit pe 27, asta a fost pe 26, noaptea la ora 3, cred că era. Dormeam și sună telefonul. Mi s-a părut stranul, zic pe mine, zic, Doamne ferește, nu mă gândeam, zic, el face operație bine. Nu mă aștept, am refuzat să cred vreodată în viața mea că îmi voi pierde fratele. Nu am simțit nevoia să mănânc, nu am simțit nevoia să beau apă, nu am simțit nevoia să dorm în acele patru zile. La mormântare vedeam din artiști, din rude, din care, mă rog, cât de cât erau mielușei. La el fiecare supărare, fiecare stres, fiecare ceartă îi aducea, îi mai tăia câte o zi din viață. Momentul iar care m-a marcat, în momentul când